În fiecare dimineață, Andrei Frunză din orașul Cimiștia își îndreaptă pașii spre incubatorul de afaceri din localitate. Aici, recent, el și-a deschis o întreprindere de servicii foto-video cu o denumire simbolică, Creative Art. La începutul lunii martie va desfășura o deschidere oficială a studioului. Deocamdată este preocupat de amenajări împreună cu partenerii de la incubatorul de afaceri din Cimiștia. Afacerea a apărut așa ca o necesitate, deoarece am observat că această activitate aduce un venit care îmi permite să mă ocup cu această activitate și a apărut atunci această oportunitate de a-mi lua un spațiu în incubator, încă incubatorul nici nu era, doar auzisem că este așa proiect și am hotărât să-mi deschid o afacere, să lucrez legal. Până atunci era mai mult ca un hobby care mi-aducea și un mic venit. Eu am început această așa activitate, spunem că eram student și nu aveam așa mult timp, dar deja după ce am finisat studiile, m-am dedicat în totalitate fotografiei. Andrei Frunză este administratorul Creativei Studio, este rezidentul incubatorului de afaceri din Cimișlia, este printre primii rezidenți ai incubatorului, a trecut toată etapa de selecție încă de la lansarea proiectului incubatorului de afaceri și ne bucurăm de un asemenea rezident din punct de vedere, în primul rând, că este foarte activ și participă la toate instruirile care se organizează în incubator, ceea ce este foarte important, pentru că până la urmă în incubatorul de afaceri se oferă pe lângă spații pentru rezidenți, pentru afacerile în primii 3 sau 5 ani de activitate, dar pe lângă toate acestea, consultanță și instruire și este foarte importantă implicarea reciprocă. Afacerea lui Andrei Frunză a generat dintr-o pasiune. Pe când era student, prietenii i-au făcut cadou un aparat de fotografiat. Primele fotografii i-au uimit pe colegi. Ei au observat un ochi de artist în imaginile lui Andrei. Fotografia a apărut ca o pasiune pentru mine. În primul rând, a început când am primit acest mic aparat foto la 16 ani ca cadou. Și fotografiam inițial, fotografiam tot. Ca majoritatea fotografilor, încep cu floricele, gândăcei, animalele de pe împrejurul casei. Ulterior, am înțeles că ceea ce văd eu este ceva deosebit și văd dintr-un unghi mai specific, ceva mai creativ și chiar mai mulți cunoscuți, prieteni mă întrebau ce aparat am, credeau că am ceva profesional, chiar și fotografia cu picătura ai făcut cu acest mic aparat. Pe parcurs, Andrei a înțeles că talentul, arta fotografică contează mult în profesia de fotograf, dar este important și tehnica cu care operează specialistul și a procurat aparate mai performante. Ajuns în Statele Unite într-un program ca student, am lucrat acolo jumate de vară doar pentru acest aparat, care costă destul de scump. Cam dar cât fuge un aparat? Eu l-am luat în șacu minte, este încă acasă cecul de 1852 de dolari pentru dânsul. Și am rămas pe cont, mi-au rămas vreo 100 de dolari numai pentru cele mai stricte necesități. Fotografiile sunt foarte calitative, are o viteză de fotografiere mare, are mai multe puncte de focusare care e foarte bine prind când trebuie repede de făcut un cadru și comod e destul de greu, dar asta face cadrele să fie mai stabile, mai bine focusate uneori chiar. Pentru a-și perfecționa maestria, Andrei Frunză a participat la mai multe instruiri, seminare în domeniul fotografic, a participat la diverse concursuri fotografice din Republică și de peste hotare. Acesta este certificatul, precum că am trecut în afară de locurile premiante, erau, mi se pare că 15 fotografi care au primit așa o diplomă, care ulterior
dădea posibilitatea să trecem cursul. Pasiunea lui Andrei este natura, locurile frumoase și turistice ale orașului natal Cimișlia. În acest sens a creat și un filmuleț de promovare a orașului. Asta așa tot o inițiativă de-a mea susținută ulterior de Centrul Raional de Tineret, de a crea un club a amatorilor de fotografie, deoarece am observat că sunt mai mulți tineri fotografi care... fotografi sau amatori de fotografie, care este o posibilitate de a-i promova anume și de a ne uni pentru a crea ceva frumos. Și am, prima activitate a noastră a fost o cursă fotografică prin oraș, în care am realizat multe fotografii cu locurile pitorești și locurile importante din oraș. Existența unui fotograf însă nu sunt concursurile și expozițiile, ci viața de zi cu zi, serviciile fotografice acordate clienților. Activitatea de bază rămâne a fi serviciile foto-video la evenimentele de familie, zile de naștere cu mătrii, nunți, sărbători corporative și altele. Noi am apelat la serviciul lui Andrei Frunză pentru că ne gătim de serbarea a doi anișori a fetiței, vrem să facem un video clip, așa să zicem, ca cadou pentru fetița noastră la zi de naștere. Cum o cheamă? Sofia. Aha. Sofia primește doi anișori și noi vrem să facem cadou de naștere un videoclip. Visul lui Andrei Frunză, tânărul fotograf de la Cimișlia, este de a-și face o expoziție fotografică personală în incinta Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia. Acest vis poate fi realizat chiar în vara anului curent.